tuturor! Eu sunt Stefano și bine ați revenit la Rotul Succes! Astăzi o să vă citesc din cartea de politețe ABC-ul bunelor maniere. Și o să vă citesc capitolul acasă. Haideți să începem, copii! Există un consens general când vine vorba despre importanța felului în care ne purtăm în societate, dar puțină lume vorbește despre felul în care ne purtăm acasă, ca și cum ar fi mai puțin relevant. Ceea ce nu este deloc adevărat, familia reprezintă o microsocietate și casa este locul unde copilul va fi inițiat în conduita socială, în politețe și în bunele maniere. Din acest punct de vedere, este foarte probabil că așa cum se poartă acasă, se va purta și oriunde în altă parte. În plus, dacă imprimăm copiilor noțiuni de etichetă acasă, ne este mai ușor să stabilim o anumită ierarhie care va contribui la instaurarea unei depline armonii și a unui respect reciproc ideal. În curtea altuia. Atunci când copiii se joacă afară, se amuză uneori aruncând cu mingea, baloane, discuri și uneori chiar pietre în alte curți, fără să fie foarte conștienți de ceea ce fac și de stricăciunile pe care riscă să le producă. Unii proprietari, adesea chiar cei care au copii, sunt foarte permisivi în obiectele care aterizează pe gazonul lor. Alții, în schimb, nu suportă să le vie peluza în permanență încălcată în picioare de puștii vecinilor. În primul caz, chiar dacă proprietarul este înțelegător și indulgent, copilul trebuie totuși să înțeleagă că trebuie să-și ceară iertare pentru deranj. În al doilea caz, este mai bine să sugerați copiilor să se ducă să se joace în altă parte, ca și frustrarea vecinului de altfel îndreptățită de a nu accepta să-i calci ceva picioare, gazonul se poate amplifica rapid și poate influența relațiile ulterioare pe care le va avea cu părinții respectivilor copii. Când copiii se joacă de-a face ascunselea, trebuie să învățați să evite să se ascundă în spatele pomilor, copacilor și gardurilor vii ale vecinilor. Acestea pot fi deteriorate ușor, iar pagubele produse riscă să deranjeze, chiar să supere, nu fără motiv, proprietarul. Când copiii se distrează pe propriul gazon, trebuie să li se interzică să țipe cât îi ține gura. Dacă unul dintre ei dorește să se adreseze altuia care se află la distanță, trebuie să se apropie de el și nu să-i transmită mesajul urlând din ton rărunchi. Copiii trebuie învățați să nu arunce resturile, chiar dacă se află pe gazonul lor, pentru că pot fi purtate de vânt până pe peluzele vecinilor. De asemenea, ei trebuie îndemnați să adune întotdeauna hârtiile care zac pe peluză, pe scară sau la intrarea în garaj, cum ar fi ziarele sau pliantele publice. Când copiii se scaldă în piscină, sunt adesea tentați să ridice vocea sau chiar să țipe, entuziasmați și în culmea distracției. Trebuie învățați să respecte liniștea vecinilor. De asemenea, trebuie învățați că se pot distra și fără să strice zilele de concediu ale celor care locuiesc în apropiere. Când copilul crește, îi place să asculte muzică afară, făcând în același timp plajă sau relaxându-se în piscină. Volumul combiei stereo trebuie reglat în așa fel încât muzica să nu se audă la vecini. Dacă vrem să fim respectați de cei din jur, trebuie să respectăm intimitatea celorlalți. În apartament sau locuință duplex. Dacă locuiți într-o casă care face parte dintr-un duplex, un triplex sau un apartament situat într-un bloc, regulile de bună vecinătate sunt și mai numeroase, căci intimitatea este și mai vulnerabilă decât atunci când locuiești într-o casă pe pământ. Copiii nu trebuie să alerge, să țipe sau să vorbească tare pe culoare, coridoare și pe scări. Să lase să zacă sau să arunce gunoaie pe jos, cum ar fi pungi de cimsuri, ambalaje de la bomboane, de la gumă de mesecat, de la cadele, hârtii rupte, etc. Să asculte muzică la maximum. Să se joace în lift sau să-l manevreze greșit.
să întrețină discuții lungi de la un balcon la altul sau de la balcon pe trotuar. Dacă discuția va dura mai mult de câteva minute, învățați-l pe copil să se apropie de interlocutor. Astfel încât să poată discuta ca între persoane civilizate. Să facă comentarii neplăcute sau răutăcioase despre alți locatari, despre obiceiurile lor, ținuta vestimentară, ticuri și manii. Copilul trebuie să învață să respecte felul în care aleg ceilalți să trăiască. Să bagi capul prin ușa întredeschisă a unui vecin ca să cerceteze ce se întâmplă în casa lui sau chiar să rămână pe loc ca să audă ce se vorbește înăuntru. Copiii trebuie să meargă, nu să alerge. Să închidă ușile încet, fără să le plântească. Să-i scoată pantofii când intră în apartament ca să nu facă prea mult zgomot când merg deranjând vecinii de jos. Să reducă zgomotele la maximum. Când locuim de câteva săptămâni într-un imobil, până la urmă cunoaștem obiceiurile vecinilor și momentele când nu sunt acasă. Așa că putem profita de aceste perioade pentru a asculta muzică ceva mai tare decât de obicei sau pentru a exersa pașii de step. Să ajute o persoană în vârstă din imobil sau un locatar încărcat de pachete, fie și doar ținând ușa. Să zâmbească vecinilor și să-i salute cu un semn din cap când îi întâlnesc. Să anunțe vecinii când au de gând să organizeze o petrecere care se va termina mai târziu de ora 22. Să respecte locurile comune, cum sunt intrarea, scările și coridoarele, și să circule încet, fără zgomot, să nu lase gunoaie pe jos. Să adopte o atitudine civilizată în colți și parcări. În orice situație, părinții trebuie să supravegheze copiii care se joacă pe balcon, pentru a împiedica jucările să cadă în capul altora. Recomandarea este la fel de importantă și când copiii se joacă cu apă. Cum răspundem când se bate la ușă? Indiferent de vârstă, adesea legea minimului efort este cea care îl domină pe copii. A striga intră, da sau e deschis când sună cineva la ușă nu reprezintă o atitudine potrivită. Copilul trebuie învățat că are obligația să se ridice, să deschidă ușa musafirului, să-l salute politicos și să afle apoi motivul prezenței sale. Dacă părinții lipsesc și în casă nu se află niciun alt adult, copiii nu trebuie niciodată, sub niciun pretext, să deschidă ușa unui străin. Din prudență, înainte de a deschide ușa, copilul trebuie învățat să se uite prin vizor sau chiar printr-o fereastră, pentru a încerca să-i vadă cine este la ușă. Dacă este vorba de un prieten sau de o rudă care dorește să-i vadă pe părinți, copilul trebuie să-l poftească să intre, să ia haina dacă este cazul și să-l invite să ia loc în timp ce el își anunță părinții. Dacă părinții nu sunt acasă, copilul trebuie să-i comunice politicos acest lucru musafirului. Dacă musafirul dorește să vadă un frate sau o soră și dacă acesta sau aceasta se află într-o cameră mai îndepărtată, trebuie să invite vizitatorul în casă. Să închidă ușa în urma lui și să se ducă să anunțe persoana căutată, trebuie învățat să nu strige sau să urle pentru a chema persoana în cauză. Se știe, copiii au nevoie să-și consume energia. În plus, unora le place să facă pe vedetele și să fie mereu în centrul atenției. Totuși, este obligatoriu să fie învățați că este inadmisibil să strige, să sare și să facă mii de jumbuș lucruri atunci când aveți în vizită musafiri. Copilul trebuie să înțeleagă că acest gen de comportament este supărător și că va fi mult mai apreciat, chiar felicitat. Dacă știe să rămână liniștit și să aștepte să îi se ofere cuvântul. Vorbim și răspundem la telefon. Copilul mic trebuie învățat că atunci când telefonează undeva, începe prin a se prezenta, apoi solicită să vorbească cu persoana cu care dorește să discute. Bună ziua, sunt Andrei. Aș putea vorbi cu Mihai, vă rog?
Vă implor, învățați pe copii să renunțe la formulele de adresate de genul: ei, Mihai, tu ești? Dacă prietenul pe care îl caută nu este acasă, trebuie să întrebe dar când poate reveni sau trebuie să lase un mesaj. Și într-un caz, și în celălalt, trebuie să mulțumească interlocutorului și să spună la revedere înainte de a închide. Adolescenții monopolizează adesea telefonul lor întregi. Este important să fie învățați că trebuie să se asigure regulat că nimeni nu are nevoie de telefon și să închidă din când în când ca să verifice dacă nu sunt mesaje importante în căsuța vocală. Nu telefonăm înainte de ora 8 dimineața și după ora 22 seara, așa cum nu o facem nici între orele de odihnă, în general între orele 17 și 19. Când telefonăm cuiva, trebuie să lăsăm aparatul să sune de 6 sau de 7 ori, ca să-i dăm timp persoanei să ajungă la telefon, în caz că ar fi la baie sau afară. Când am observat că am format un număr greșit, nu trebuie să întrebăm cine e acolo, și mai degrabă să întrebăm, am sunat la familia la cutare? Când copilul răspunde la telefon, trebuie să fie politicos. Formula obișnuită este să răspundă la spunând alo sau da, alo. Dacă apelul este pentru altcineva, trebuie să spună o clipă, vă rog, și nu moment. În această privință, în cazul în care copilul nu este în stare să răspundă corect la telefon, le permiteți sau chiar insistați instalați aparatul în așa fel încât să nu-i fie la îndemână. Nimic nu este mai neplăcut pentru cineva care sună decât să închidă telefonul în nas unui copil de 2 ani, care pare că se joacă sau chiar să constate că acesta a pus telefonul pe masă fără să anunțe pe nimeni înainte de a se întoarce la joacă. Adesea copiii sunt grăbeiți și, când răspund la telefon, au supărătorul obicei de a pune jos receptorul cu gomot sau de a-l trânti cu putere pe mobilă, ce îl face pe cel care sună să tresară. Foarte neplăcut. Învățați copilul să pună jos receptorul încet. După ce a spus, o clipă, vă rog. De asemenea, copiii trebuie învățați să nu strige după persoana care este destinat apelul și să se ducă să-i spună cu voce temperată că la telefon este cineva care o caută. Când copilul răspunde și persoana căutată este absentă, trebuie să-i comunice acest lucru celui care apelează și să întrebe dacă poate prelua un mesaj. În acest caz, trebuie să noteze mesajul și să nu uite să îl transmită celui în cauză. Înainte de a intra, batem la ușa. Pentru ca în sunul unei familii să domnească bună înțelegere, este important ca fiecare să învețe să respecte intimitatea celuilalt. De exemplu, când o persoană se află în camera personală, în baie, în birou sau în altă încăpere a casei a cărei ușă este închisă, este obligatoriu să ciocănim, la ușă înainte de a intra. Ca să-i facă pe copii să dobândească acest obicei, trebuie ca la rândul lor părinții să procedeze la fel. Ciocănim la ușă și așteptăm. Mulți oameni bat și intră imediat, fără să știe să li se dea voie și să intre. Indiferent de a face persoana pe care o vreți sau o vedeți, acesta are dreptul la intimitate. O persoană, indiferent că este vorba de un adult sau de un copil la care intimitate este încălcată de mai multe ori sau se va simți frustrat. Monopolizarea sălii de baie. Copilul trebuie să învețe de foarte mic că baia este un loc comun și că în privința aceasta există unele reguli de care trebuie să țină seama. Pentru un început, trebuie să respecte pe cei care își așteaptă rândul înaintea lui. În general, cei care pleacă primii din casă ar trebui să aibă privilegiul de a folosi tot prima sala la baie. Apoi trebuie evitate dușurile interminabile și băile relaxante cu spumă la ore de vârf, când toată casa aproape la aceeași oră are nevoie de această încăpere. De asemenea, copilul trebuie să se obișnuiască să se informeze dacă cineva are nevoie de bani înainte de a o monopoliza mai mult de 10 minute.
Bine, dacă există două băi în casă în care locuiți, problema este mai puțin stringentă. Respectarea liniștii celorlalți. Trăind în societate înseamnă asumarea unor anumite obligații, pentru care și cele de a respecta dreptul la liniștea, liniștea și intimitatea oamenilor din jurul nostru. Acasă, muzica unora nu le place întotdeauna și celorlalți. În general, tinerii au tendința de a se purta ca niște bătrâni care au mari probleme de auz. Trebuie să învețe că cei din jur nu sunt obligați să suporte alegerile lor și că de fiecare are dreptul la propria muzică sau la liniște. În privința asta, trebuie să se ceară să micșoreze volumul aparatului radio, al combinii stereo, al consolei jocului video sau al televizorului când acesta devine supărător. La nevoie, trebuie obligat să folosească niște căști. Respectarea locurilor comune. Mingile, baloanele, bicicletele, rolele și alte accesorii de același fel trebuie strict interzise în casă. Dacă pe dumneavoastră nu vă deranjează folosirea unor astfel de obiecte, cu totul altfel stau lucrurile cu vecinii dacă locuiți într-un bloc. Folosirea aparaturii comune. Din ce în ce mai mulți copii și adolescenți au în camera lor tot aparatele considerate indispensabile bunăstării și fericirii lor, cum ar fi un televizor, un casetofon, un CD player, un calculator sau o consolă de jocuri video. Totuși, în cele mai multe cazuri, această aparatură este folosită de către toți membrii familiei. În această situație, copilul trebuie să învețe în viața, în societate, că presupune și să împarți lucrurile cu alții. Pentru a evita sentimentele de privare, de frustrare, de furie sau poate chiar de tristețe pentru unii, este necesar ca părinții să stabilească niște reguli. Comportamentele copilului rege, care are întotdeauna ultimul cuvânt și care și-a dobândit dreptul de a obține orice, nu trebuie tolerate. Fiecare membru al familiei este îndreptățit să-și satisfacă dorințele, fie că este vorba despre emisiunea preferată de la televizor, de accesul la internet sau la jocurile video. Timpul alocat fiecărui membru al familiei trebuie să țină cont de vârstă, de nevoie și de orele de distracție ale fiecăruia. De exemplu, dacă un copil trebuie să navigheze pe internet pentru o lucrare de la școală, timpul atribuit nu va fi considerat o perioadă de distracție. În schimb, când îi permiteți copilului să utilizeze calculatorul pentru că, având febră, nu s-a dus la școală, după amiază va trebui să-l cedeze altcuiva. Să învățăm să facem ordine. Încă de foarte mic, copilul trebuie să învețe cât de important și cât de necesar este să fie ordonat. El trebuie făcut să înțeleagă că o menține ordinea în care trebuie făcut să întreține lucrurile lui reprezintă o chestiune de respect față de sine, față de alții și față de locul în care trăiești. Fără îndoială că va urma perioada adolescenței, care va distruge toate bunele obiceiuri dobândite în copilărie, dar imediat de ce etapa puțin în pas s-a încheiat, acestea vor reveni în forță. Copilului trebuie să îi se explice că lipsa de ordine duce la haos și că este de datorită fiecărui membru al familiei să participe la menținerea ordinei, cel puțin în privința lucrurilor personale, haine și jucării. Trebuie să li se explice faptul că numai dacă va face ordine în fiecare zi, va reuși să își găsească lucrurile pe care are nevoie și astea fără să răscolească totul. Vor fi poate mai puțin sensibil la ideea că mașinuțele, păpușile și animalele de pluș pot provoca accidente în cazul în care călcăm pe ele. În schimb, este posibil să înțeleagă mai ușor și să se supună acestei nevoi dacă li se explică faptul că jucurile și cuburile lăsate pe jos sunt în pericol să fie înghițite de aspirator. Pentru că ordinea să devină o sarcină ușoară, dacă nu chiar plăcută, când vine momentul să fixeze cârlige sau bare pentru umerașe pe care copiii să-și agațe hainele, va trebui ca părinții să țină cont de înălțimea acestora.
Mai mult, coșurile de jucării și cuțite cu micile lor comori trebuie să le fie la, să nu le fie la îndemână. Când pătrundem într-o locuință, a noastră sau a altora, trebuie să ne scoatem pantofii și să îi punem imediat la locul lor. Făcând acest lucru, contribuim la imediat la locul lor. Făcând acest lucru, contribuim la păstrarea curăției în casă și evităm aspectul dezolant al unei podele pline de pantofi. În plus, împiedicăm și producerea unor eventuale accidente în mod ideal. Copilul trebuie să-și pună în ordine obiectele imediat ce nu le mai folosește. Dacă nu este necesar să-și facă ordine în cameră în fiecare seară înainte de a se culca. Copilul trebuie să învețe că ordinea în încăperile comune a întregii familii este sarcina tuturor. Astfel de cuvinte să fie puse la locul lor, pâinea care a fost folosită seara, pachetul cu unt și laptele, iar masa de bucătărie trebuie curățată. În cazul în care copilul ignoră îndemnul repetat de a face ordine după el, trebuie insistat. Astfel, dacă ați observat că masa de bucătărie este plină de firimituri de pâine și că puștiul stă confortabil instalat în fața televizorului sau a calculatorului, obligați-l să vină să curețe în urma lui. În privința vârstei până la care trebuie să-i serviți, gândiți-vă că dacă un copil este îndeajuns de mare ca să-și prăjească singur pâinea și să-și toarnă laptele, atunci este îndeajuns de mare și să curețe masa în urma lui. Nimic mai neplăcut decât să te așezi la masă pentru micul dejun și să constați că în punga de cereale, deși e frumos pusă în dulap, nu mai există decât firimitori. La fel stau lucrurile cu laptele și biscuiții. Ambalajele goale trebuie aruncate să fie la gunoi, fie în containere pentru reciclare, iar produsele care s-au terminat trebuie notate. În acest scop, se vând canețele cu magnet, care pot fi fixate pe frigider. În baie, după ce au fost folosite prosoapele, trebuie să fie puse la uscat în cărlige. În cazul în care copilul uită să o facă, puneți-l sau o să dea aproape un prosop care s-a uscat fără ghem și va înțelege. Tutorul le revine sarcina de a schimba sulul de hârtie igienică atunci când s-a terminat și să pună altul la îndemână. Pentru propriul confort și propria stare de bine, copilul trebuie învățat să-și facă patul în fiecare dimineață și să accepte cu plăcere să aranjeze pilota și cutele cuverturii. Scopul este să conștientizeze că este o treabă pe care trebuie să o facă la îndemânare va veni prin exercițiu. Copilul trebuie să înțeleagă că lejeria murdară este a lui, chiar dacă nu este răspunzător, cel puțin până la o anumită vârstă, de întreținere a ei. În fiecare casă există un loc unde se depozitează lejeria murdară. Ajutați copilul să înțeleagă că dacă lingeria nu este pusă în acel loc, nu va fi spălată și dacă vreți să înțeleagă repede, nu o spălați. A cere voie. Copilul ar trebui să ceară voie întotdeauna înainte să invite un prieten să doarmă sau să mănânce acasă la el. Înainte să se instaleze la televizor, înainte să se ridice de la masă, înainte să-și însușească ceva ce nu-i aparține, înainte să-și petreacă ziua la un prieten și asta chiar dacă știe că părinții vor fi de acord. Este o simplă chestiune de respect. Atitudinea îi va folosi foarte mult atunci când va fi adult, când își va asuma un rol pe piața muncii și își va stabili propriul cerc social. Acuzații și reproșuri. Când un copil are de făcut reproșuri, plângeri sau acuzații, trebuie să o facă în sânul familiei. Copiii, la fel ca părinții, trebuie să învețe să păstreze în familie ceea ce se vorbește în casă. Este inacceptabil să facem cunoscut tuturor un subiect care se discută între persoane în intimitate. Un proverb oriental spune: este împotriva bunei cuvințe să faci observații în public. Dacă vă criticați copilul în fața prietenilor sau chiar în fața altor adulți, el se va simți umilit și, dacă trăiește de mai multe ori astfel de experiențe,
Există riscul unor consecințe nefaste, atât în ceea ce privește respectul față de sine, cât și în încrederea în sine. Asta nu înseamnă să nu facem reproșuri sau să nu atragem atenția asupra unei greșeli. Mai că atunci când o facem, trebuie să fim doar noi și copilul. Pentru echilibru, trebuie să îi se ceară copilului să împărtășească părinților numai între patru ochi, ceea ce îl nemulțumește. Sper că ați înțeles ceva din ceea ce am spus. Și uitați că acesta a fost capitolul la casă. Sper că ați înțeles tot din ceea ce am spus în acest videoclip. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like, subscribe, share sau comment dacă v-a plăcut videoclipul. La revedere, copii! Și apropo, ce nume este această, cum să zic, șosea? Sau mai bine, deșteptăciune? Apropo, roată succes! Bye, bye!